S-ar părea că un gest de solidaritate cu jurnalistul Bărdănean care a fost arestat, un gest de solidaritate cu o persoană care riscă o pedeapsă foarte mare pentru o acuzație nemeritată pe nimic, e la fel de semnificativ ca o apropiere între președinți sau ca o vizită oficială. Dați-mi voie să vă spun că, după părerea mea, aceste semne de apropiere între, de pildă, mediul jurnalistic de la Chișinău și mediul jurnalistic de la București, o asemenea apropiere ar fi binevenită. E loc ca să... Dar eu nu sunt în discursul despre Google și alte aranjamente de presă. Cred în această solidaritate de breaslă, pentru că în astfel de situații de criză se pot afirma cu adevărat niște valori. Și personal am să fac tot ce se poate din poziția de parlamentar european pentru cauza acestui jurnalist. Nu vă spun că cea mai mare satisfacție pe care am avut-o până acum în calitate de parlamentar european a fost aceea de a afla că urmarea unor presiuni pe care le-am făcut împreună cu alți colegi din Parlamentul European pentru eliberarea unui jurnalist din Mauritania au dus la eliberarea acestui jurnalist. Este o satisfacție extraordinară să știi că un om... Cine l-a arestat? Mauritania, hai să ne iasă și pe Moldova. Cine l-a arestat pe aici? Cine l-a arestat? La Tiraspol? Da. Păi cine? Nu. Cine putea să aresteze? Avem o nouă idee, lași. Nu e o nouă idee, dar este un jurnalist care este acuzat de spionaj în favoarea Moldovei. Deci suntem în ficțiunea cea mai... mai grave că România... Așa un concept nou, adică cineva care spionează propria țară din interior. Și, repet, e un caz care e strigător la cer. Omul ăsta făcea zilnic naveta de la Tiraspol la Chișinău, tocmai pentru a... avea informații din toate părțile și se află în această situație. V-am spus, cred că este un gest de minimă solidaritate. Și eu cred că dacă, așa cum spuneam mai devreme, am ști mai bine ce se întâmplă în Republica Moldova, așa sunt de gestul de solidaritate ce s-ar afirma. Pentru că nu presupun mari... Ăsta e un caz dramatic, dar cred că trebuie situații de la noi. Ziua evenimentului și a mai fost o notiță undeva. Atât au dat în toată presa românească. În rest, the chair.